Sunt prof de mate, normal că îmi place să-l găsesc pe X, dar cel mai mult îmi place să găsesc locuri de parcare. L-am găsit pe proful de mate pe TikTok și am zis, cum ar fi fost, domnule, să am și un prof atât de mișto la clasă. Cred că rupeam pe integrale. Are vibe de Drake, e Caterinca, dar acum știe el ce zice acolo. Așa că am stat de vorbă să aflu, în primul rând, cine este și de ce face asta. Ridicându-i pe alții, m-am ridicat pe mine însumi. Adică eu nu fac chestia asta pentru mine, o fac pentru că vreau ca lumea să înțeleagă că și dacă ai tatuaje, poți să faci matematică și dacă ești bun, te țin orice regim. Când vine vorba de matematică, fac pregătirea pentru IGSU, pompieri, subofițeri, ofițeri. Bun, hai să zic o chestie, eu le-am zis și pruncilor de la meditații, să merită ceea ce fac. Dar nu o fac pentru bani, pentru că clientul mă plătește pentru ceea ce sunt, nu pentru ceea ce fac. Eu sunt profesorul care eu nu l-am avut niciodată, ok? Deci tu faci și atunci, meditații. Da, fac și meditații, clar. Și cât costă și o oră de meditații? Adică, dacă ești în Arad și vrei să-ți duci, de exemplu, femeia într-un loc scump, o duci la mine la meditații. De exemplu, la clasă. Ești la fel cum vedem noi pe social media sau ești mai serios? La fel. Cum îți păstrezi cumva autoritatea față de elevi? Că mă gândesc că trebuie să ai totuși o autoritate de prof. Da. Astea sunt condițiile mele. Astea sunt regulile. Uh-huh. Dacă nu-ți convine, ușa e deschisă, să-l skip. Să iei o clasă de copii 4-5 și să-i faci de 7-8 sau să iei o clasă de elevi foarte buni de 8-9-10 și să-i faci să fie olimpici? O clasă, cum zici tu, slabă, s-o ridic. Nu-s curios de olimpici. Tu crezi că online nu poate să înlocuiască meditațiile astea clasice? Adică poate un copil să învețe matematică din online? Eu consider că nu există, nu pot și cum pot, dar aici o să-l citez pe Nane, care zicea asta e conexiunea aia cea specială, treaba aia despre care nu te învață în școală. Conexiunea aia umană, de face to face, e energia aia, energia este totul.